Și primul premiu, adică e vorba de anul 1962 și până în astăzi,
Din ce am văzut deocamdată, vorbim de 46 de lucrări publicate și unele dintre ele traduse și în timp de circulație internațională, îmi dau seama că este foarte, foarte greu să cuprins o personalitate atât de complexă în câteva cuvinte. Nici nu o să încerc să fac acest lucru, pentru că sunt sigur că vor veni după mine alți specialiști care vor vorbi. Eu nu sunt specialist în lingvistică, nu sunt specialist în poezie, nu sunt nici specialist în artă, dar trebuie să recunosc că iar am fost fascinat de una dintre mărturisirile domniei sale, care a spus că dramaturgia este pentru el regina artelor, pentru că ea, frân de frân, o înglobează pe toate celelalte arte. Deci vorbim de o personalitate complexă, o personalitate care trebuie să se dezvolte și să se descopere nouă cititorilor foarte, foarte subtil, treptat, trebuie să apărat domnul Gheorghe Savin, dar mai mult de atât, o să fiți foarte interesați și foarte plăcut surprins să aflați că totul a început cu marca, cu primul pas. Cu o revistă pe care a citit-o când era într-a patra, printre ele se numea și Furnica, și cu scriitori ca Jonathan Swift sau ca Daniel Defoe. Deci dacă cumva vă cade în mână un exemplar al Călătorilor lui Gulliver sau veți împărtăși aceleași trăiri ca Robinson Crusoe, să știți că sunteți pe drumul cel bun, dacă doriți să descoperiți pe maestrul Gheorghe Savin. Din această postură a mea, de reprezentant al instituției Prefectului, maestre, dați-mi voie să vă urez o viață lungă, prolifică și cât mai mulți cititori care să știe să vă înțeleagă și capabili să vă descopere. Vă mulțumesc! Noi, atât domnului Sorin, în persoană, cât și în instituție prefectului, că de fiecare dată a fost alături de noi. Și dăm cuvântul gazdei noastre, domnul Carol Șmatovski, reprezentantul Universității Bacău. Vreau să încep cu mulțumirile adresate Consiliului Județean Bacău, deoarece au acceptat ca această activitate să se desfășoare în colaborare cu noi și în cadrul Universității. De asemenea, țin să felicit Consiliul Județean Bacău pentru salva de evenimente culturale pe care le susține. Acest Consiliu Județean nu face doar politică, văd că face în ultima vreme foarte multă cultură, promovarea turismului și alte activități. Eu personal, zilele trecute, am participat la competiția cele mai frumoase sate culturale ale României, care s-au desfășurat la Muzeul de Istorie, de Muzeul de Științe Naturale din Bacău. Universitatea are și rolul de a promova cultura, nu numai educația, cercetarea, ci trebuie să asigure și formarea personală a individului, a studenților și chiar a noastră, a cadrelor didactice. Tot timpul avem de învățat de la alții. M-am uitat asupra activității maestrului Gheorghe Savin și am găsit scurtă bibliografie. Deci, scurtă aceasta e întinsă pe trei pagini. Deci, dumnealui a avut o activitate prodigioasă. Nu voi citi de aici, deoarece sunt alții care cunosc mult mai bine activitatea maestrului în domeniul cultural, personal și poate și în alte domenii. Țin să mulțumesc celor care s-au obosit să vină în număr atât de mare în această aulă. Acest lucru arată faptul că suntem preocupați și de cultură, nu numai de problemele de zi cu zi ale noastre. Mai ales că suntem și în Săptămâna Luminată, când toată lumea avem și alte activități, mai gândim și la alte lucruri. Multă sănătate, domnule Gheorghe Savin, să trăiți mult, drept, vertical, în picioare și să mai veniți pe la noi, pe la Universitate. Mulțumim.
domnul rector și trebuie să-i mulțumim că fiecare dată ne sprijină cu toată logistica și cu tot sufletul, fără niciun fel de piedici în organizarea multitudinii de evenimente pe care le avem. Urmează din partea Consiliului Județean prin Serviciul Public Județean de Promovare a Turismului și Coordonare a Activității de Salvamont, domnul director Romil Botelă. Bună ziua! Stimați invitați, doamnelor și domnilor! Implementat de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont, serviciul din subordinea Consiliului Județean, acest proiect, Bacău cu personalități ale locului, are ca obiectiv promovarea valorilor culturii și comunității bătăoane, în fapt o activitate ce favorizează creșterea ambeturii de imagine a județului Bacău. E o deschidere de noi drumuri, un dialog intercultural, un culoar benefic de personalizare și promovare pentru județul nostru. Este, dacă vreți, un proiect de imagine care se va răsfrânge pozitiv deopotrivă asupra românilor care dobândesc un capital de încredere mai mare în propriile noastre valori, dar și asupra străinilor care să primească informare și un mesaj pozitiv despre ceea ce reprezintă Bacău, România. Printre rezultatele pe care le urmărim prin devorarea acestui proiect, aș vrea să vă prezint cel puțin 5. Să stimulăm și să susținem activitățile cu impact în domeniul cultural și artistic. Prezentăm noi materiale promoționale realizate de către serviciul nostru și care vor fi oferite participanților, materiale în care vor găsi informații despre principalele zone turistice ale județului Bacău. Contribuția de educație culturală a noilor generații și crearea unui nou public amator, consumator de evenimente cultural-turistice. Îmbogățirea surselor de informații în biblioteci, instituții de învățământ și cultură și constituirea unei baze de date care să reprezinte memoria culturală și spirituală a zonei Moldovei de Liviu. Pe această cale, aș dori să mulțumesc colaboratorilor noștri de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, dar și grupurilor muzicale de la Liceul de Artă și cei de la Palanca, colegiul sau ansamblul de la Palanca, pentru implicarea și organizarea în acestui eveniment. În cadrul celei de-a treia ediții a proiectului Bacău Personalități ale Locului, îl omagim astăzi, 4 aprilie, în Săptămâna Mare, pe unul dintre cei mai de seamă exponenți ai culturii și spiritualității bătăoane, dramaturgul, poetul, prozatorul și publicistul Viorel Sabă. Cu acest prilej, Consiliul Județean, din Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea cu Salvamont Bacău și Universitatea Vasile Alexandri îi urează maestrului Viorel Savin, un călduros la mulți ani și conferă titlul de personalitate bătăoană a anului 2018 ca semn al prețuirii și al înaltei aprecieri pentru contribuția adusă la îmbogățirea patrimoniului cultural și spiritual românesc. La mulți ani, maestre, sănătate și numai bine! Thank you.
putem să ne deschidem de puțin după emoțiile pe care le-am trăit. Avem un program muzical cu quartetul de la Liceul de Arte, George Apostol din Bacău, o muzică. Thank you.
Apărarea și promovarea constantă a valorilor naturale, culturale și spirituale românești
trebuie să rămână o preocupare permanentă a societății autohtone, aflată poate mai mult ca oricând pe nisipuri mișcătoare, măturate de vântul care va din toate părțile. Într-un atare context, am considerat că inițierea și derularea unor proiecte care au ca scop revalorizarea și promovarea valorilor culturale și spirituale locale nu poate fi decât una benefică, salutară, ce merită susținută și sprijinită, că astfel județul Bacău se încarcă cu noi repere culturale identitare pe harta traselor culturale, ce își vor pune amprenta inconfundabilă asupra imaginii județului nostru. Iar pentru viitor ne propune să punem în aplicare una dintre noile tendințe de dezvoltare a turismului cultural și anume sistemul cultural local, adică o zonă care prin intermediul valorilor, resurselor culturale, teritoriului și infrastructurii poate combina elemente diferite ale ofertei turistice potențiale concepute pentru un anumit grup țint al pieței. Acesta este un concept complex care unifică teritoriul cu resursele sale culturale, subiectul relevant și segmentul țint al pieței. În altă ordine de idei, dar tot scurs și la subiect, colega mea de proiect Mihaela Bogușanu, care din motive mai mult decât obiective n-a putut fi prezentă la acest eveniment, m-a rugat să dau o citire mesajului său pentru această a treia ediție a proiectului nostru. Sunt deosebit de onorată și să mă adresez dumneavoastră și să vă transmit un caz al ușurilor de succes ediția a treia simpozionului Bacău Personalități ale Locului. O fac atât în calitate de inițiator al acestui proiect, alături de Romus Dan Busnea, dar mai ales în calitatea mea de băcăuan, de admirator și promotor al personalităților trecute și prezente. Aș fi dorit să fiu prezent alături de maestru Viorel Savin și de dumneavoastră, dar chestiuni personale mă împiedic anul acesta să particip fizic la această manifestare, așa cum am făcut-o la ediție precedente. Asta pentru că fiul meu se află în primele săptămâni de viață și are nevoie permanentă de mine. Sunt însă alături de dumneavoastră cu tot sufletul, urez mult succes acestei ediții, felicit pe colegii mei pentru organizare, felicit respectuos pe maestru Viorel Savin, cu prilejul aniversarii sale și a onorării domniei sale în acest context. Mă gândesc că această idee de a asocia conceptul acestui proiect și personalităților timpului prezent nu poate fi decât una de bună augur și sper eu una de durată. Încă o dată vă doresc succes și mi-exprim speranța de a ne revedea la ediția a patra proiectului. Doamna Mihaela Băbușa. Ocazie țin și eu să mulțumesc colegilor mei din cadrul serviciului și colaboratorilor noștri la Universitatea Vasile Alexandrie din Bacău, dar și grupurilor muzicale de la Palanca, ansamblului la Porțile Neamului și Quartetului Blu al Colegiului Național de Artă George Apostol din Bacău pentru susținerea și sprijinul acordat acestui proiect. În încheiere îi urez maestrului Viorel Savin la mulți ani, cu sănătate și împlinire în toate, iar pe această cale le anunț că broșura pe care am realizat-o pentru această ediție va avea o mică, dar cred eu, plăcută surpriză. E un remember legat de ceea ce a fost cândva la Stării Moldova. Și pentru viitor, dar nu în îndepărtat, propun ca municipiul Bacău să fie gazda primei ediții a Festivalului Național de Dramaturgie Contemporană Viorel Savin. Mulțumesc și pentru a face o trecere mai ușoară spre partea următoare, la partea următoare, vă rog să permiteți să fac o scurtă prezentare biografică a maestrului Viorel Savin. Selectiv, bineînțeles că ar trebui să fie multe pagini de fața dumneavoastră. Așadar, domnul Viorel Savin s-a născut la 4 aprilie 1949 la Borsej, Bacău, locul de naștere al marelui domnitor român Ștefan cel Mare. Urmează cursul primar la Biberești, apoi pe cele gimnaziale la Baricea și Sărata, după care urmează liceul de băieți numărul în Bacău și liceul teoretic din Târgu Ocna. După absolvirea Facultății Filologie a Institutului Pedagogic din Iași, este profesor la Liforești Dragomirești, bibliotecar la Biblioteca Regională Bacău, director la Cămine Culturale din Filipeni și Răchitoasa, director al Casei de Cultură și al Teatrului Popular de Comedie din stațiunea Sfânt Moldova, perioada 71-79, conservator muzeal și custode al Muzeului Județean de Istorie și Artă Bacău. În perioada post-decembristă activa ca referent literar, director și consultant artistic la Teatrul Bacovia Bacău, director al Bibliotecii Județene Păstache Sturza, a mai fost director al cotidianului Monitorul de Bacău și al editurii Casa Scriitorilor, precum și președinte al filialei Bacău unui scriitorilor din România, încă membru este din anul 1990. A scris numeroase opere în proză, versuri, teatru, volume biografice, albume monografice, eseuri, publicistică, sunt 46 de volume, tipărite la edituri de renume din țară, multe dintre acestea fiind traduse în limbele engleză, franceză și germană la edituri străine. Piesele sale de teatru s-au materializat în 29 de spectacole de succes jucate pe scene de prestigiu din țară, la posturile televiziunii române și ale radio-televiziunii române, iar piesa Doamne, tot aș vrea să câștige, jucată la Teatrul Pigmenior din Viena, a fost apreciată de publicul austrian. Debutează cu proză scurtă în revista Ateneu în 69, editorial cu piesa Ovidiu la Tomis în volumul Colectiv Teatru, din creația dramaturgilor amatori, 79, iar scenic cu piesa Propriatea dumneavoastră,
1973, regia Gheorghe Teașcă, la Teatrul Popular de Televiziune din Moldova, pe scena care să mai joacă în premieră alte trei piese de succes ale dramaturgului. Fratele meu mut în 75, un regizor Manănescu, Jocul de dincolo de ploaie, în 1977, regizor Valentin Perciun, și Ginere de import în 1984, regia lui Romeo Bărbosu. De asemenea, Viorel are și a adus o impresionantă contribuție la resuscitarea memoriei unui mare plastician român al perioadei interbelice, eminent de viața artistică de regimul comunist, Victorul Băcaua Nicuienea, despre care a scris trei importante volume și, în ultimul rând, Bătrâna și Hoțul, piesă de teatru care a fost pusă în scenă la 9 teatre din țară și a fost difuzată de 13 ori la televiziunea română. A înființat revistele Moldova, Opinia Băcăoană, Cartea, Teatru Românesc, Cabaret, a inițiat și organizat Festivalul de Tate și Obiceiuri Adovăi Zeletinului 70 și Festivalul Național de Creație și Interpretare Teatrală la Sclănic Moldova, care a funcționat timp de 16 ediții începând din 1978. A investit școli din localitățile Horgești, Biberești, Ungurești și Târgu Troduș cu numele unor mari personalități băcăoane. Reorganizează și ambientează împreună cu oameni de cultură, ingineri și muzeograf Casa Muzeu George Bacovia din Bacău în 1981 și Casa Muzeu Nicu Ienea în anul 1986. Înființează primul post de radio din zonă, Star B, stația de radio Bacău, în 1992. Înființează cu parteneri și conduce în perioada 1992-1995 postul TV Satva Simbol, primul post TV din zonă cu emitere în etern. Înființează la Biblioteca Județeană Costache Sturza fondul de carte cu autograf în 2000, inițiază și coordonează la Biblioteca Județeană Costache Sturza programul de redactare și de editare de bibliografii și biobibliografii în 2001. Înființează filiala Bacău unui scriitor în România în 2003, înființează editura Casa Scriitorilor în 2004. Activitatea omului de cultură Viorel Savin este comentată în peste 180 de articole publicate în reviste de profil din țară, iar cu privire la valoarea și semnificația creației sale se fac referire în anumite lucrări de istorie literară românească. Este cetățean de onoare al orașului stațiunii Sclănic Moldova, al comunei Măgirești și al județului Bacău. Pentru activitatea și creația din sale, Viorel Savin a fost răsplătit cu peste 20 de premii, distincții și medalii, dintre care menționăm diploma Asociației Oameni Teatru și Muzică pentru piesa Fratele meu mut, diploma Ministerului Culturii pentru piesa Creșeala, premiul pentru poezie la Festivalul Național de Creație Literară Mihail Sadoveanu, premiul de excelență Liviu Rembreanu pentru romanul Impostorul, Arta Înfrângerii de Sine, premiul întâi și medalia de aur pentru tragedia Ovidiu la Tomis, premiul 1 și medalia de aur pentru comedia Genere de Import, premiul 1 și medalia de aur pentru scenariul, regia, scenografia spectacolului Lecție de Istorie. Iată chiar o lecție de istorie astăzi. În anul 2004, președinția României conferă domnului Viorel Savin ordinul în meritul cultural în grad de cavaler categorie A pentru întreaga sa activitate. Consacrat ca dramaturg fascinat de poezie și ispitit de polemică, autorul a virat în ultimii ani spre proză, încercându-se în genul epic prin reconstituirea ale perioadei proletcultriste. Printre ultimele volume publicate de Viorel Savin se numără Exilați în Strigăt, Impostorul, Arta Frângerii de Sine, Cine sunt, a fata cu trecutul amputat, Implozia lui Mere. Cam atât de cam dată și încă o dată la mulți ani, maestru. Da. Să rămânem în același ton, urmează laudație în onoarea lui Viorel Savin, Coroneu al Culturii Băcăoane, domnul Petre Isachi, politic și istoric. Ce să... ați auzit deja laudațiu în toată măreția lui, dacă vezi, cred că și Viorel Savin a uitat multe din ce au fost înșirate aici de domnul Romulus Buznea. Nimic mai important în momentul pe care îl facem decât faptul că ne aflăm într-o universitate. O personalitate a locului, asta face, de fapt. Spiritualizează locul și îl leagă, dacă vreți, de întreaga spiritualitate a lumii. Viorel Savin este important în cele 46 de volume despre care ați auzit, dacă nu ar fi mai multe între timp, tocmai prin această artă, pentru că există o artă, de a ne lega pe noi de lume. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în opera lui, putem spune cu majuscule, în opera lui, nu numai specialiștii, ci și dumneavoastră cititorii, veți găsi, să spunem, apropo de dramaturgul Viorel Savin, corelații cu George Bernard Shaw, cu Shakespeare, cu Eugen Ionescu și cu Ion Luca Caragiale. Este foarte importantă această corelație pe care trebuie să o înțelegem, că un om al locului nu poate fi mare decât în măsura în care atinge universalitatea. Exact cum îl caracteriza, dacă vă amintiți,
Arghezii pe Eminescu. Fiind foarte român, Eminescu este universal. Aplic aceeași, dacă vreți, expresie în cazul lui Viorel Savin. Acesta este unul din talentele lui de a lega spiritul locului, să spunem, de cunoașterea națională, de vederea pe care o oferă scriitorii. Foarte important sunt scriitorii și artiști. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu putem supraviețui astăzi decât spiritual. Este singurul mod de a rezista al neamului nostru. Astăzi, când fenomenul globalizării, nu știu dacă e o amenințare, dar este și o amenințare dacă avem în vedere identitatea, nu numai a individului, ci a neamului. Nu? Deși încă există Organizația Națiunilor Unite. De asta sunt foarte importanți scriitorii, pentru că transmit spiritul locului și îl leagă de contextul universal. În mod paradoxal, identificăm, dacă vreți, în spiritul lui Viorel Savin, în personalitatea artistică a lui Viorel Savin, atât bacovianismul, nu? Un gol istoric se întinde pe aceleași vremuri, mă găsesc, veți vedea că această temă transpare și este ingenios transfigurată de Savin. Vom găsi, eu știu, eterna tema libertății pe care o transfigurează toți scriitorii de la Homer până astăzi. Vom găsi, dacă vreți, iată o temă de ultimă oră, vorba vine de ultimă oră, Revoluția. Nu? Este unul dintre scriitorii care a transfigurat după 89 tema Revoluției. Revoluția ca un proces care revine istoric. Are o capodoperă. Eu, dacă aș avea putere de decizie, aș face ca să fie jucată permanent, așa cum se joacă cântăreața cheală de pildă a lui Eugen Ionescu la Paris. Ce ar fi? Sunt 5 personaje, parcă domnul. Da. 5 personaje ca să se joace o capodoperă, consider eu, mai ales din perspectiva prezentului și a viitorului. Piesa se numește Funia sau Comedia Supunerii. Un rezumat al secolului 20. Nu este numai un rezumat al secolului 20, veți vedea, nu știu câți dintre dumneavoastră au citit-o, este un rezumat al istoriei de la origini până în prezent. Sigur că suntem mândri cu asemenea personalitate. Nu e ușor să... o să vă spună probabil și el. Nu e ușor, vreau să spun că faptele încep să te apese, responsabilitățile cresc. Spun asta pentru tineri, ne bucurăm că sunt atâția tineri aici prezenți și cu care trebuie să comunicăm și cu care duc mai departe și evoluția mai departe. Asta este Viorel Savin. Sigur că pentru asta îți trebuie o capacitate de sacrificiu pe care trebuie să o percepi. În câtă capacitate de sacrificiu, atâta realizare. Îți trebuie altruism. Nu? Îți trebuie un spirit de revoltă. Trebuie să înțelegem că un scriitor este mare dacă reușește, dacă reușește să transfigureze omul așa cum au fost vechii greci, de pildă. Adică atât în dimensiunea lui apolinică, omul rațional, echilibrat, armonios, frumos, toți căutăm frumosul, cât și în dimensiunea lui dionisiacă. Nu? Pentru că, din păcate, cele două dimensiuni se unesc în noi și fac omul în integralitatea lui. Cam asta reușește Savin și este o personalitate despre care cu siguranță se va vorbi și care a intrat în circuitul nu numai local, pentru că v-am mai spus, un scriitor este mare, dacă trece dincolo de granițele locului și ale județului și dacă exprimă în integralitate spiritul românismului. Sunt extrem de interesante relațiile lui, să spunem, cu Rebreanu. Rebreanu, cel din pădurea Spânzuraților, ca să le tot un topos aici. Nu? Cel care, nu? Pe care îl știți, să nu uiți niciodată că ești român. Numai că noi întotdeauna uităm să fim români sau ne aducem aminte mult prea târziu, cum și-a adus aminte Emil, da, Emil Rebreanu, dar nu Emil, Apostol, George Apostol, Emil, da, din romanul Pădurea Spânzuraților. Foarte interesante sunt corelațiile lui cu Marin Preda,
Apropo de transfigurarea satului, satul ca un topos al civilizației, satul ca un păstrător al românismului și legat de toate temele din preda, eu știu, să zicem, mitul familiei și așa mai departe. Foarte interesante sunt, mai ales, v-am mai spus, relațiile lui cu scriitori care nu pot fi sezizate la prima, la prima lectură. Sunt referent cu Blaga, nu? Și cu, nu mai vorbesc din dramaturgia universală. Cel mai mult îl aș apropia eu ca dramaturg, dacă tot ați l-ați deschis ca drum, cu Eugen Ionescu și cu Ion Luca Caragiale. E interesant această axă de care chiar trebuie să ne ocupăm de Mâneașu. Nu Sabin, eu știu, Ion Luca Caragiale, de fapt, Eugen Ionescu, Sabin. Apropo de axele, cum am văzut că face Adrian Jicu, mai Adrian Băicea? Nu mai e. Da. În Ateneu, cu romancerul, cu un romancer mult drag nou, stabilind o axă acolo. Interesant ca atare, dar nu știu dacă a demonstrat. Da. Domnule Viorel Sabin, suntem încântați. Eu zic să... Dacă eu. Da. Ești un răsfățat, oamenii te iubesc, de altfel n-ar fi prezența aici și nimic mai util pentru un scriitor decât să se simtă că este iubit, să se simtă că este prețuit. De altfel, prețuindu-l pe cel de lângă noi, practic, într-un fel sau altul, ne prețuim pe noi. Asta trebuie promovat astăzi, respectul și reciproc și valorizarea reciprocă. Felicitări din toată inima. Eu pot să vorbesc cu ori întregi, mai ales că toți sunt într-o aplicat, dar te dau primul despre ei. Dar v-am ținut prea mult. Mulțumesc mult pentru asta. Dacă tot am vorbit atât de frumos, să le putem să intre în dialog cu noi însuși maestrul Viorel Sabin. Aș putea să intre. Asta nu mă ascultă. I-am luat lucrul, observați în literatură. Poftiți aici, la microfon, aici l-am ascultat. Vreau să vă spun că sunt copleșit de ceea ce se întâmplă astăzi aici. Nu sunt convins pe deplin că merit, dar sunt convins că dumneavoastră meritați mult mai mult. Tocmai din această perspectivă, aș încerca să vă spun câteva lucruri. Și mă adresez, în primul rând, celor mai tineri din această aură. Nu este ușor să reușești, nu este ușor să ajungi acolo unde îți propui să ajungi. Dar cu siguranță nu vei ajunge niciodată acolo unde vrei să ajungi, dacă nu vei face sacrificii, dacă nu vei face eforturi și ceea ce este extrem de important, dacă nu îi vei asculta pe cei mai învățați decât tine. Să nu credeți că eu am fost un copil, un adolescent, un tânăr, foarte confortabil celor din jur. Sunt aici câțiva dintre prietenii mei care m-au cunoscut și într-o perioadă, puțin mai folosesc un termen din adolescența mea, mai zvânturată. Așa trebuie să fie scriitor. Dar așa, probabil că așa trebuie să fie. Te confirmă și George Băleiță, la un moment dat îmi spuneam, onorându-mă cu atenția lui, nu vreau să spun că m-a onorat neapărat cu prietenia lui, dar îmi spunea, citez, bătrâne, îmi place că și tu ai o biografie de scriitor american ca și mine. Am închis citat. Pentru că nici Băleiță, marele scriitor Băleiță, nu a fost cel mai cuminte elev student din lume. Dar nu astea sunt lucrurile importante. Important este să știi că vrei ceva. Și vreau să vă spun, fără nicio reținere dumneavoastră celor mai tineri, că în această țară și în altă parte, întotdeauna vei ajunge acolo unde vrei. Și vei fi ceea ce vrei tu să fii. Sprijinindu-te de ceea ce am spus mai înainte. Este minunat ca să ajungi la o
vârstă ca aceasta, să poți vorbi unor oameni ca dumneavoastră, să simt că sunt alimentat cu privirile dumneavoastră inteligente și cu simpatia dumneavoastră și să încerc să vă conving prin simple vorbe. Vă spun atât. Încercați să luați una dintre cărțile pe care am avut curajul să le scriu, să vi le propun. M-a încântat Petre Isache, care nu e prima dată când mă surprinde, m-a surprins și mai tânărul nostru prieten slăvician o propunere aceea de teatru. De reluare. De reluare a unei inițiative mai vechi. Am văzut la Slănicul Moldovei, am inițiat un festival național de creație dramatică și de interpretare teatrală. Un festival care a durat timp de 16 ani, pe scena căruia au debutat dramaturgi importanți și actori importanți. Dar m-a surprins Petre Isache amintind de o piesă intitulată chiar așa, Funia sau Comedia Supunerii, un alt rezumat al secolului 20 scris de Viorel Sar. Am scris piesa aceasta cu tristețe, cu disperare. Să-l las pe Petre Isache să vorbească, că vreau să vă vorbesc și eu. Da. Interesant, scris cu tristețe. Deci, piesa aceasta chiar a fost scrisă chiar așa cum vă spun. Cu tristețe. Cu tristețe e cuvântul lui. Cu disperare e cuvântul meu. Pentru că nu reușeam să-mi explic ca om care trăiește în secolul 20, de ce se întâmplă atâtea lucruri în lume și cum voi reuși eu să le sintetizez de așa manieră încât spectatorul, atunci când va vedea spectacolul, să știe că lucrurile acestea s-au întâmplat și pe vremea lui Allende, s-au întâmplat și pe vremea lui Hitler, și la 23 august, și în decembrie 89, și cred că am găsit această formulă, dovadă că Teatrul Național din Iași mi-a pus piesa în scenă. S-a jucat timp de 2 ani destul de bine. Am această mândrie, dacă vreți, vă traduc în limbajul celor care nu mă iubesc. Am această lipsă de modestie. Să vă spun că piesele mele s-au jucat, într-adevăr, 4 ani, 6 ani la teatre foarte importante din țară. Mă simt acum în Bacău și retrag pe Petre Isache ceea ce am spus la Constanța, când am deschis anul Ovidiu pentru informarea dumneavoastră în 2017 sau sărbătorit 2060 de ani de la nașterea lui Ovidiu și 2000 de ani de la moartea lui Ovidius Publius Naso, pe care eu și după mine și prietenii mei au cerut să-l considere înaintașul literelor românești, pentru că el a murit la Tomis, a scris acolo Tristele și Ponticele. Am fost cu Petre Isache și cu Adrian Dungu la Constanța, unde ni s-a făcut onoarea să se deschidă anul Ovidiu. E ceva deosebit cu niște băcăuani. Într-adevăr, acolo am avut două premiere, o premieră la Bătrâna și Boțul și o premieră la Bucuria de a fi durerat la Tomis cu spectacol lectură. Și atunci le-am spus așa Constanțenilor. Zic, sala la lansare de carte, sala de teatru pe jumătate plină, nu mai văzuse. La Constanța mi se jucaseră 5 premiere deja, 5 spectacole. Unele v-am spus, câte 4 ani, cine din port s-a jucat 4 ani, tu nu ești cu 2-3 ani. Și am spus, oameni buni, ce aveți de gând cu mine? Vreți să vă mormântați sau să mă înfiați? Pentru că la Bacău n-am fost niciodată tratat în felul ăsta. Păi da, acum... Și acum ți-am spus, retrag, pentru că, într-adevăr, în ultimul timp, nu știu ce aveți. Mi-ați acordat tot felul de titluri, atâta atenție, încât vă mulțumesc dumneavoastră celor din sală,
celor de la prezidiu, prin dumneavoastră, mulțumesc conducerii județului, mulțumesc celor fără de care nu aș fi existat și vreau să știți că aceștia sunt colegii mei de breaslă, scriitori. Îi văd cu mare drag și cu mare bucurie aici, alături de mine, pe acești scriitori, pe Petre Isache l-ați auzit, dar este Liviu Chisrop, Dumitru Brăneanu, profesorul Ioan Dănilă, Vinică Munteanu, Ioan Neacșu și Cristina Ștefan. Dacă nu văd, eu am ochelari, am o scuză. Dar acolo este un scriitor din care am citit deja Dane 35 de pagini și mai se dus. E Dan Perșa. A scris un roman dincolo. Nu vă garantez că este așa sau că se va finaliza la entuziasmul cu care vă vorbesc. Am citit numai 35 de pagini, dar vreau să vă spun că le-am citit cu mare, cu mare, cu mare plăcere. Fără colegii de breaslă, nu cred că aș fi existat și fără susținerea lor. De asta, în afară de învățătură, în afară de prieteniile trecătoare, vorbesc cu cei mai tineri, iată cum mă simt bătrână. Spunându-vă lucrurile astea, bazați-vă pe prietenii din aceeași profesie, pentru că numai alături de prieteni poți crește cu adevărat. Mă opresc aici, în teatru se spune asta, ceea ce se taie nu se fluieră. Așa că, dacă mă opresc, este posibil să nu greșesc. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos și pentru că chiar astăzi este ziua Maestrului, data de 4. Îi spunem să ne trăiască într-un mulți ani fericit. La mulți ani! Urmează un microrecital care cu mândrie îl prezint doamna Iuliana Tomulesi al ansamblului folcloric la Porțile Neamului din Palanca, despre care trebuie să vă spun că ne-a reprezentat și doamna la Târgu de Cuvânt de la București de la Dumnezeu și cu ajutorul cărora ne-am făcut foarte cunoscut și mulțumesc. Și noi o legătură importantă cu Liviu Rebreanu și cu Emil Rebreanu. Unii dintre noastre poate ți-a aflat cândva despre ansamblu, alții poate că nu. Așa că vă voi spune câteva cuvinte despre el. Le-am pregătit pentru că sunau frumos așa pe hârtie, ca să nu vorbesc liber, spre rușinea mea, toată lumea de aici. Da. Acest ansamblu de amatori este păstrătorul tradițiilor din această zonă și totodată ambasadorul Comunei Palanca. El poartă un nume evocator de istorie, la Porțile Neamului. De-a lungul vremurilor, Palanca a fost un punct important de trecere prin Moldova spre Ardea, fiind de altfel și localitate de frontiera între Moldova și fostul Imperiul Austro-Ungar. Poziția ingrată de capăt de țară a creat multe probleme în cele două războaie mondiale, aici purtându-se lupte grele, care au marcat ireversibil memoria colectivă. Spre neuitare, în Comuna Palanca, veți găsi complexul monumental Emil Rebreanu. În acești ani de comemorare a centenarului Marii Uniri de la 1918 și a războiului pentru reîntregirea neamului, în Comuna Palanca au avut tot felul de evenimente, care au început în data de 14 mai 2017, atunci împlinindu-se exact 100 de ani de la executarea eroului Emil Rebreanu. În romanul Pădurea Spânzuraților veți regăsi ecoul acelor întâmplări de demult,
Liviu Rebreanu, dăruind acestei zone aura celebrității. Ansamblul La Părțile Neamului este un vector important în toate manifestările culturale din localitate, reprezentând factorul de coagulare a comunității. Repertoriul acestui ansamblu, ca de altfel și portul, reflectă tradițiile acestei zone de confluență dintre cele două provincii a căror granița a fost. Vă lăsăm alături de tinerii din ansamblul La Părțile Neamului. Vom dansa într-o formulă mai restrânsă, când încăpem. Nu ne-am gândit că nu vom avea suficient spațiu, dar sperăm să vă placă și așa. Oh,
Bistrița. Bocea! Thank you.
frumoase avem acolo, șezători și tot felul de activități pe care le facem și în colaborare cu Consiliul Județean, cu cei de la turism, care ne promovează și ne ajută. Și considerăm că astea sunt valorile care trebuie păstrate și scoase în evidență și reînvățate pentru cei care le-au uitat. Și vă mulțumim frumos! Împărțirea diplomelor, pentru că singur n-am am mai expoziță și încep cu domnul Sorin Aive și instituția prefectului Consiliului pentru sprijin. Domnul Romil Botezatu, partea Consiliului Județean, prin Serviciul Public Județean de Promovare a Turismului, mulțumesc pentru sprijin. Gazdei noastre, Universitatea Bacău, domnul rector Carol Smacov. Mai avem și din partea Universității, domnul Valentin Elef. Să ia, mi-e mânez domnul Elefa. Doamna Domnulesi, mă iubiți să primească diploma multă așteptare. M-am arătat o parte, probabil că te-am învins prea mult. Domnul Petru Isaac. Domnul Constantin Parascan. Domnul Ioan Danilă. Doamna Carmen Mihalache. Calistrat Costin. Ioan Prăjișteanu. Liviu Chiscop. Petrescu Temucu. Ne-am inspirat și care fac parte din lumea scriitorilor și din cauza asta a fost. Ovidiu Genaru. Victor Munteanu. Thank you.
nu în ultimul rând colegilor mei, fără de care nu puteam să ne desfășurăm, domnul Zdan Buznea. Mulțumim frumos pentru participare, dacă am uitat pe cineva, ne cerem scuze și așteptăm ca la următorul eveniment să-l onorăm și vă invităm afară la un protocol. Din partea mea, Iulian Chintilie, membru al Serviciului Public Județean de Promovare Turism, vă mulțumesc pentru participare.